Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că municipalitatea va intra într-un parteneriat cu Arhiepiscopia Bisericii Armene din România. Am primit o solicitare scrisă în acest sens, în ideea că se împlinesc în anul 2011, 60 ani, când a fost înființată Arhiepiscopia Bisericii Armene în România, 500 de ani anul viitor de la construcția Bisericii Așcadar. Am avut o discuție cu Arhimandritul Bisericii Armene din România, în care am fost rugat să contribuim la realizarea utilităților în mod special și la repararea drumului la Biserica Zamca. Vom face acest lucru probabil chiar în acest an. Vom asfalta o porțiune de drum de aproximativ 500 de metri, vom aduce iluminatul public, iar de asemenea pe proiectul ISPA, postul de mediu, etapa a doua, vom aduce apa și canalizarea. Edilul șef a mai precizat că se are în vedere un circuit turistic, Mănăstirea Zamca, Cetatea de Scaun, însă nu există deocamdată ceva concret în acest an. Cu toate acestea, Lungu speră ca obiectivul să fie pus în valoare și se așteaptă ca în acești 2 ani, cu evenimente pentru comunitatea armenească, să fie atrași cât mai mulți turiști.